Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sper din tot sufletul că reușiți să treceți cu bine peste această perioadă foarte grea a vieții noastre. Sper că nu ați intrat în depresie și reușiți să vă păstrați moralul cât de cât ridicat. Eu o să încerc prin cuvintele mele de astăzi să țin undeva optimismul aici sus, pentru că așa este firea mea, așa am fost întotdeauna și am reușit să mă adaptez oricărei schimbări care a avut loc în viața mea destul de ușor și am reușit să trec peste momentele dificile, tocmai pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu o astfel de fire optimistă și am reușit să văd întotdeauna partea plină a paharului și nu neapărat partea goală. Este într-adevăr o perioadă foarte grea, nu încerc deloc să minimizez efectele acestei pandemii. Din start vreau să vă spun că nu cred în niciun fel de teorie a conspirației, nu cred că acest virus a fost inventat în laborator pentru a face rău altor oameni. Eu cred totuși în bunătatea naturii umane și nu cred că cineva ar putea să aibă un plan atât de diabolic încât să îl ducă capul să facă asemenea oribilități. Sunt mai multe categorii de oameni acum în această perioadă și într-o astfel de perioadă de criză, adevăratul caracter al omului iese la iveală. Abia acum se văd oamenii care au un suflet bun, abia acum se văd oamenii care ascund răutate în suflet și pot să vă spun asta chiar de la mine, de la serviciu, când am văzut o mulțime de oameni de la care nu mă așteptam. De exemplu, la un moment dat, când femeia de serviciu, femeia care face curățenie prin birouri, a primit soluții dezinfectante și a început să curețe clanțele și ușile și mesele care erau acolo pentru clienți. Asta în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, chiar la începutul epidemiei. Și săraca își făcea treaba așa cum putea, așa cum reușea să facă în fiecare zi. Era o singură persoană la o suprafață de 300 de metri pătrați sau cât are acolo spațiul nostru și unii dintre colegii mei s-au purtat absolut oribil cu ea, ca niște isterici, o tratau ca pe ultima servitoare și urlau la ea să vină să le curețe și lor ușile și masa și scaunul și cana de cafea și așa mai departe. Da, au tratat-o ca pe ultima cârpă și asta m-a durut foarte, foarte tare pentru că și ea săraca era exact în aceeași poziție ca și noi, pentru că în fața bolii toți suntem egali și nu contează mărimea și rangul și absolut nimic. Suntem niște organisme umane care reacționăm absolut de la fel. Deci foarte urât s-au purtat. Atunci am văzut caracterul unor oameni de la care absolut nu mă așteptam la acest lucru. Pe de altă parte am avut și surprize foarte plăcute, când unii colegi cu care nici măcar nu interacționam sau vorbeam foarte puțin, abia ne salutam dimineața, au avut niște inițiative foarte frumoase și au venit cu idei de a împărți sarcinile, de a ne proteja unii pe alții și de a interacționa cu mediul înconjurător cât mai puțin. Oameni de la care vă spun, nu mă așteptam absolut deloc. Deci așa, în momentele de criză se vede adevăratul caracter al omului. Și tot acum, în această perioadă, am văzut oameni care nu îmi plac, oameni care fac pe grozavi, care spun că nu se poate întâmpla nimic și nu iau niciun fel de măsură de precauție și iau totul în derâdere și în râs și îi critică pe cei care încearcă să se protejeze și să păstreze regulile care ne sunt impuse. Mă enervează foarte, foarte tare acești oameni care nu respectă nicio regulă. Pe de altă parte, nu îmi plac nici cei care sunt super panicați și au căzut în extrema cealaltă și dezinfectează absolut tot și am văzut că, iarăși revin la serviciu, am văzut o colegă care își spăla mărul adus de acasă cu săpun. Deci era la bucătăria, la oficiul nostru pe care îl avem și nu cu săpun, cu detergent de vase și a pus un pic de detergent pe coaja a mărului și îl spăla cu detergent. Și asta mi se pare o absurditate și o cădere în extrema cealaltă. Și ar mai fi o categorie, cei care nu au schimbat nimic în obiceiurile lor și lasă totul în seama sorții și spun că așa cum o vrea Dumnezeu, așa se va întâmpla și nu fac nimic în a preveni îmbolnăvirea.
Pentru că e adevărat că Dumnezeu îți dă întotdeauna, dar nu-ți chiar bagă în traistă și cumva trebuie ajutat și Dumnezeu să ne ducă pe calea cea bună. Ce mă mai enervează foarte tare sunt persoanele care acum și-au găsit momentul să critique și să arunce cu vorbe urâte, cu vorbe insultătoare de-a dreptul. Chiar am primit și eu comentarii pe Facebook, am postat o poză cu niște pensionari care stăteau, pensionari, poate nu erau toți pensionari, poate erau și mai tineri, dar se formase o coadă în față la Profi la ora 11 și 10 minute când aveau voie pensionarii să iasă din casă, o poză la care nu am pus niciun fel de comentariu sau, mă rog, era ceva absolut inofensiv. Și am primit niște comentarii atât de acide, atât de dure, atât de virulente, încât pur și simplu am rămas șocată. Tot aceleași persoane despre care spun, le-am șters comentariile, sunt persoanele care în aceste momente de criză și-au găsit să facă tot felul de critici, să arunce cu noroi în stânga și în dreapta, în președinte, în Arafat, în sistem, în spitale, în medici, în absolut tot. Nu este momentul, nu este momentul de răzbunări, nu este momentul de critică, trebuie să ne unim cu toții forțele, trebuie să mergem în aceeași direcție și altădată să mergem cu toții la vot și să votăm pe cine trebuie sau chiar mai mult decât atâta cei care se simt în stare să facă ceva, să iasă în față și să ceară să fie votați chiar ei înșiși, pentru că până la urmă dacă stăm toți deoparte și nu facem nimic, o să ajungem mereu la același și la același rezultat. După cum spuneam, eu cred în bine, cred în frumos, cred în speranță. Așa e firea mea, așa m-a înzestrat Dumnezeu cu o fire optimistă și aș vrea ca acest optimism al meu să vi-l transmit pe cât se poate și vouă, pentru că situația este foarte grea, este adevărat. Însă nu este cea mai grea situație cu care ne-am putea confrunta și ca să vă ridicați cumva moralul, gândiți-vă că sunt alții într-o situație mult, mult mai grea. Gândiți-vă doar la cei care sunt în taberele de refugiați din Siria, unde și acolo a apărut virusul și stau îngrămădiți claie peste grămadă în niște corturi absolut insalubre. Gândiți-vă la cei care nici măcar nu au ce mânca și peste care a venit această boală. Gândiți-vă că se poate mult, mult mai rău de atâta. Știu că este foarte greu să stai închis în casă, mai ales atunci când ai copii mici, de exemplu, și care pur și simplu ți se urcă în cap, cu siguranță este mult mai greu să stai închis în casă, încuiat în casă atunci când ai pe cineva bolnav de care trebuie să ai grijă, dar este o perioadă peste care o să putem trece cu toții și dacă avem internet, dacă avem cărți, cu siguranță nu avem cum să ne plictisim. Eu sunt o persoană care nu mă plictisesc aproape niciodată, tot timpul îmi găsesc ceva de făcut și cu toate că Facebook-ul este plin de sfaturi în care ți se dau idei ce ai mai putea să faci, eu nu am avut niciodată nevoie de aceste idei pentru că tot timpul mi-am găsit ceva de făcut, tot timpul am avut o preocupare, tot timpul am avut un hobby și pur și simplu nu m-am plictisit, cred că nu m-am plictisit de când aveam 10 ani și eram în vacanțe, așa am fost eu, un copil care abia așteptam să se termine vacanțele să merg la școală pentru că foarte rar ieșeam pe afară, tot timpul stăteam și citeam cărți și bunica mea cu care locuiam la vremea respectivă mă mai scotea afară de aripă, mă lua de mână și mă scotea afară să mă duc să mă joc și eu cu copiii. Eu aș fi stat tot timpul în casă să citesc și destul de rar ieșeam să mă joc pe stradă împreună cu sora mea, care bătea strada dintr-o parte în alta și care se distra foarte, foarte bine și niciodată ea nu aștepta să reînceapă școala. Mă tot uit și eu la știri, adică mă tot uit. Odată pe zi, la ora 7 seara, mă uit la știri să văd ce s-a mai întâmplat, să văd statisticile cu îmbolnăviții și decedații și vă spun că statisticile astea mie nu îmi dau fiori reci, așa cum se întâmplă multora dintre voi. Pur și simplu sunt niște statistici seci, care niciodată nu fac comparație cu numărul total al morților de pe planetă sau din fiecare țară, care mor și din alte cauze. De asemenea, ni s-a tot spus că persoanele din grupa de vârstă mai mare, deci peste 65 de ani sau peste 70 de ani, au cel mai mare risc, dar uite că se pare că nu este chiar așa, pentru că se îmbolnăvesc
din toate categoriile de vârstă oamenii și nu neapărat dacă ai 70 de ani sau 80 de ani înseamnă că o să mori. Până la urmă, boala este boală și poți să mori și din alte cauze și a fost o femeie de 102 ani în Italia care s-a recuperat după ce s-a infectat cu acest coronavirus și este bine, mersi. Pe de altă parte, cu cât ești mai stresat, cu atâta organismul devine mai vulnerabil și mai predispus bolilor și mai predispus infecțiilor, așa că încercați să lăsați stresul deoparte și să vedeți partea frumoasă a vieții, pentru că până la urmă o să treacă și această perioadă și o să ne revenim la viețile noastre sau poate că viețile noastre vor fi diferite, cine știe. Eu merg în continuare la serviciu, așa este jobul meu de această natură, că trebuie să merg în continuare la serviciu. Unii mă invidiază pentru acest lucru, pentru faptul că am două drumuri dus-întors în care ies din casă, dar pe de altă parte să știți că cel mai deprimant lucru este chiar drumul în sine, pentru că atunci când ies pe stradă și văd că nu este picior de om, nu este țipenie de om, este destul de trist. Parcă între cei patru pereți ai casei mele mă simt mult mai bine și mult mai în siguranță și nu țin neapărat să ies afară chiar și atunci când este vreme frumoasă. Dacă nu sunt oameni, nu face niciun fel de plăcere. Bun, acum că am vorbit destul despre coronavirus și despre pandemie și am lungit-o foarte, foarte mult cu acest intro, aș vrea să vă arăt ultimele cumpărături pe care le-am făcut înainte de a începe criza. Cumpărături pe care le-am făcut în data de... Să mă uit aici pe bun... În data de... 24 februarie. Am fost la București, atunci eram la București când Cristina, fiica mea, a fost în ultima excursie dinainte de criză în Grecia, la Atena. Am stat cu fetițele ei și am fost la Ikea, am fost la Jumbo. Noi nu avem la Cluj nici Ikea, nici Jumbo și am făcut câteva cumpărături pentru casă. Mi-am lăsat pachetul acolo pentru că era un pachet destul de greu de voluminos, pentru că eu am plecat de la București direct în Anglia, unde am stat câteva zile și pe 1 martie m-am întors din Anglia. Pe urmă a venit Cristina la mine acasă și mi-a adus pachetul acesta mare. Asta e plasa pe care am lăsat-o la ea și pe care mi-a adus-o acum acasă. Și astăzi o să vă arăt, deci, ce mi-am cumpărat eu pentru casă, ultimele cumpărături înainte de a se închide toate magazinele. Cumva parcă am presimțit și nu am făcut niciun fel de cumpărături gen haine, pantofi, poșete sau chestii de genul ăsta și am luat doar lucruri pentru casă, astfel încât să-mi aranjez cuibușorul cât mai frumos și să mă simt bine în căsuța mea. Așadar, dacă vreți să vedeți ce am cumpărat de la Ikea, de la Jumbo, și o să vă arăt și trei obiecte pe care le-am cumpărat tot înainte de pandemie din Pepco, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. O să încep cu cumpărăturile de la Jumbo, pentru că sunt cele mai multe. Și în primul rând mi-am luat niște castronele foarte frumoase, atât de mult mi-au plăcut și mi s-au părut că imit atât de bine porțelanul chinezesc. Sunt niște castronele din ceramică. Am luat unul mare, ăsta a fost 8 lei, de fapt 7,99 lei, toate prețurile la Jumbo, dar nu numai la Jumbo, la toate magazinele sunt cu virgulă 99. Eu o să vă rotunjesc întotdeauna în sus pentru că mă enervează să spun cu zecimale cu 7,99 lei. Deci ăsta a fost 8 lei, un castronel pe care îl pot folosi sau o să îl folosesc la diverse salate, să pun salata de vinete, de exemplu, în el. Foarte, foarte mult mi-a plăcut cu pictura aceasta așa foarte filigranată. Și lângă el, exact cu același model, am cumpărat încă 3 castronele mai mici. Cel mare, cred că v-am spus, a fost 8 lei și astea mici au fost 5 lei bucata. Sunt cam atât de mari și mi s-au părut extrem de drăguțe și extrem de bine lucrate. Așa, nu au niciun fel de defect, nu au niciun fel de ciobitură sau spun sau de greșeală la desen. Așa arată castronelul mic văzut de aproape, dar exact același model, migălos, este și pe bolul mare. Exact aceleași culori, aceleași nuanțe și același
model. Apoi tot la capitolul farfurii am luat două farfurii din astea pentru paste și scrie pe ele pasta, pasta, pasta. Îmi plac atât de mult formele astea de farfurii, deci mărimea asta și care au marginea asta așa mai ridicată. Am găsit și în Pepco mai de mult, mai am încă două, care sunt fără niciun fel de model, sunt simple. Asta mi se pare că au fost tot 5 lei bucata. Îmi place cel mai mult să mănânc din farfuriile astea. Mi se pare că și forma este potrivită, și mărimea este potrivită. Nu sunt nici foarte plate, nu sunt nici farfurii adânci. Cel mai mult le folosesc și mi s-au părut și foarte ieftine. Apoi am luat o cutiuță de plastic, o cutiuță foarte mică cu un capac portocaliu, o cutiuță în care vreau să țin ceapa atunci când nu folosesc o ceapă întreagă la gătit și de obicei nu folosesc o ceapă întreagă la gătit fiind singură și pentru mine o ceapă este prea mult. Și luam ceapa curățată și lăsată jumătate, o puneam într-o pungă de plastic, dar am zis că asta arată mult mai drăguț și nu mai folosesc atâtea pungi de plastic. Cred că 2,50 lei a fost cutiuța asta. Am luat apoi două seturi de etichete. Astea sunt niște etichete autoadezive. 10 lei a fost 10 lei. Un leu a fost un set din ăsta, 99 de bani adică, și sunt câte 10 ori 9, 90 de bucăți într-un pliculeț din ăsta. Folosesc etichetele astea pentru pungile pe care le țin în congelator. Îmi scriu pe ele ce conține punga și data expirării sau data când am pus mâncarea în congelator, ca să-mi vină ușor și să pot avea o evidență foarte clară. Mi-am mai luat un carnețel absolut adorabil. Are foile, coperta asta un roz neon, mi-a plăcut așa de mult și faptul că este flexibil și pot să îl țin ușor în poșetă, nu este nici greu, este un carnețel cu linii. Îmi fac de obicei listele pe telefon, dar parcă îmi place tot timpul să am și un carnețel de hârtie cu foi în care să scriu și cu pixul. Pe el scrie Keep Calm and Believe in Dreams. Nu mai știu cât a fost ăsta, 2-3 lei. În jumbo toate produsele sunt foarte ieftine. Apoi niște pile. Asta este una singură, asta este un set de două pile. Pilele au un sistem de măsurare a durității, o unitate de măsură a durității. Astea sunt 100 cu 180 și 240 cu 240. Aveam nevoie de niște pile mai dure, pentru că îmi fac manicură semi-permanentă, mi-o fac acasă. Mi-am cumpărat o lampă cu ultraviolete. O să vă las link în descriere pentru lampa aceea. Costă vreo 40-45 de lei și este cea mai bună investiție pe care am putut să o fac în anul trecut. Prin octombrie-noiembrie mi-am luat lampa aceea. Și am nevoie de pilele astea pentru că trebuie pilită puțin suprafața unghiei să adere mai bine oja și de asemenea o pilesc puțin oja și după ce vreau, atunci când vreau să-mi dau oja jos, să o înlocuiesc. Pilele au fost foarte ieftine și astea, un leu, doi, nu au costat mai mult, dar vă îndemn și pe voi, mai ales acum sunt închise toate saloanele, să vă cumpărați online lampa de care vă spun eu, pentru că costă puțin și mai ales acum suntem cu toții închiși în casă și nu avem cum să mergem, manicura trebuie să o facem în continuare. Niște cârlige de plastic, astea cred că au fost un leu. Știți la ce folosesc cârligele acestea de plastic? Am un uscător de rufe, un suport din acela din metal, cu sârme din metal pe care pun rufele la uscat. Și astea le agăț pe margine și îmi măresc foarte mult suprafața de uscare, pentru că de aceste cârlige pot să agăț alte haine și imediat am mult mai mult loc de uscare. Cred că un leu au fost 5 cârlige din astea. Pentru birou, pentru organizarea biroului și a actelor, mi-am cumpărat niște agrafe din plastic. Nu cred că sunt din plastic, cred că sunt tot din metal, însă învelite într-un plastic. Foarte frumos colorate, mi-au plăcut așa de mult că sunt vesele. Sunt un pic mai mari decât agrafele obișnuite și mi s-au părut tare drăgălașe. Apoi am luat niște tablete pentru decalcifiere, nu decalcifiere, de tartrare, de înlăturare a calcarului de pe aparatele electrocasnice. Cred că 5 lei a costat pachetul ăsta cu tablete. O să le folosesc și pentru fierul de călcat și pentru ibricul, sau nu ibricul, recipientul ăla în care fierb apa, în care încălzesc apa pentru ceai. Până acum eu foloseam
chilled bang din acela pentru suprafețe mari, băgam în aparatul de cafea, în cafetieră și n-am avut niciun fel de problemă pentru că le clăteam foarte bine după aceea, dar am zis că dacă sunt tablete speciale pentru așa ceva, de ce nu? Și ceva foarte interesant, am găsit niște folii ce absorb culoarea în timpul spălării. Chestia asta am văzut-o prima dată la Cristina. Sunt niște șervețele, practic, 15 bucăți de șervețele, care se pun în mașina de spălat atunci când speli haine colorate și culorile nu se transferă unele între altele de la o haină la alta, ci pur și simplu șervețelul acesta se impregnează cu culoare și îl scoți aproape negru de acolo sau albastru închis, așa un fel de... De fapt, depinde ce culori bagi la spălat. Foarte bune mi s-au părut șervețelele astea pe care le-am văzut la Cristina și este pentru prima dată când cumpăr și eu un astfel de pachetel. Am mai luat un coșuleț de pâine care a costat 5 lei, mi s-a părut atât de drăguț și are o formă și o mărime foarte potrivită pentru mine. Nu o să-l folosesc neapărat la pâine, pot să țin în el și fructe, pentru că nu este așa cum dă impresia, nu este din pai adevărat, este un material plastic, deci se poate spăla, este foarte rezistent și poți să țin în el și fructe care uneori mai curg sau lasă zeamă și nu o să se murdărească, nu o să se păteze. Iar apoi cu 7 lei am cumpărat acest coșuleț care se agață, are aici așa un sistem de agățare pe ușa interioară a dulapiorului și poți să ții în el ce vrei tu. Eu l-am cumpărat pentru bucătărie, l-am cumpărat pentru masca de chiuvetă. O să-l agăți în interiorul ușii. E adevărat că o să se vadă un pic marginea asta în afară, dar mulți văd puțin pricep. Mi se pare foarte util și o să țin în el buretele de spălat vasele și buretele acela metalic, care întotdeauna mi se pare că arată foarte urât dacă îl lași acolo pe marginea chiuvetei. Da, este un sistem de organizare. Poate să fie agățat, că am încercat să-l agăț și pe bara aceea. Eu am o bară deasupra chiuvetei din bucătărie, pe care am niște cârlige și pe care am agățat strecurătoarea și încă niște lucruri pe care le folosesc eu mai des. Dar am zis să nu mai aglomerez acolo locul și o să-l agăț pe partea interioară a ușii de la masca de chiuvetă. Și ultimul lucru pe care l-am luat din Jumbo sunt aceste stickere cu animale de mare, cu pești, cu delfini, cu alge, cu steluțe de mare. Eu fac scrapbooking și astea sunt foarte de folos. Sper că în vara asta o să reușim totuși să mergem la mare și sper că nu o să țină așa de mult epidemia și o să facem poze foarte reușite și de la mare și printre pozele de la mare o să lipesc și niște sticăre din astea. Am terminat cu Jumbo și acum o să vă arăt ce am luat din Ikea. Din Ikea am luat, cred că, doar lucruri care au fost la reducere, prețuri la reducere. V-am spus, cumpărăturile le-am făcut la sfârșitul februarie și încă erau decorațiuni de Crăciun în magazin, care erau toate la un preț foarte redus, dar prima dată o să vă arăt fața asta de pernă, deci fața asta de pernă de 50x50 de centimetri am cumpărat-o acum. A fost foarte scumpă, redusă, a fost 45 de lei. Inițial prețul a fost de 70 de lei. Mi s-a părut foarte mult și 45 de lei de mi-a plăcut atât de mult imprimeul acesta. Și adevărul că este un material așa destul de gros și mi-a plăcut și am luat-o. Dar o față de pernă să fie 45 de lei... Foarte, foarte mult mi s-a părut că doar pot să-mi cumpăr material și să-mi fac câte fețe de pernă vreau pentru că am mașină de cusut. Dar na, când ți se pune pata pe ceva, nu te poți abține. La reducere, după cum spuneam, a fost acest fulg de nea cu baterii, este cu LED-uri. Este un fulg de nea, un ornament care se agață oriunde vrei în casă și 10 lei a fost. Pe ăsta cred că o să-l fac cadou la toamnă, la iarnă, înainte de Crăciun. Nu o să-l mai desfac acum pentru că nu vreau să stric ambalajul, pentru că deja știu cui vreau să îl dăruiesc. Este un fulg dintr-un material plastic, două rânduri de material plastic alb și se poate agăța foarte frumos în fereastră sau oriunde altundeva în casă și are rânduri de beculețe care luminează extrem de frumos și de plăcut, dau așa o lumină
plăcută în casă și copiii mai ales cred că o să fie foarte încântați atunci când o să vadă această decorațiune care se și mișcă puțin, este foarte ușor și cumva la orice adiere a aerului din casă se mișcă așa frumos, exact ca un fulg de zăpadă care cade pe pământ. În schimb, acesta pot să-l scot din cutie pentru că l-am luat pentru mine. Este un suport de lumânări tot electrice, tot cu LED, un sfeșnic de fapt. Ăsta este, are 3 lumânări și arată așa de bine pus în fereastră. Nu știu dacă are baterii în el, nu are baterii, trebuie să-i pun baterii. Mie îmi place foarte mult să aprind lumânări adevărate, dar câteodată focul lăsa nesupravegheat, nu câteodată, întotdeauna este periculos, pe când astea poți să le lași aprinse tot timpul și arată foarte drăguț. Asta a fost tot la reducere de preț, l-am luat cu 20 de lei, 19,99. Și ultimul lucru pe care l-am luat din Ikea a fost acest set de tăvi, două tăvi de inox rotunde, au fost 50 de lei împreună, deci setul a fost 50 de lei și zice că este de fapt suport pentru lumânări, de fapt suport pentru a crea decorațiuni pe măsuța din sufragerie, pe măsuța de cafea, dar până la urmă fiind tăvi de inox se pot folosi pentru absolut orice. Și astea mi s-au părut destul de scumpe, dar reducerea de preț era mare, cred că de la 90 de lei au fost reduse la 50. Și mi s-au părut atât de frumoase și deja am în minte așa de multe idei în care aș putea să fac decorațiuni pe masă, nu neapărat de Crăciun, pentru că tot timpul anului este frumos să ai ceva pe masă, și de Paști, și cu floricele, și cu ouă, și cu frunze de toamnă uscate și așa mai departe. Și până la urmă se pot folosi și la servit, poți să pui și prăjiturile pe ele, fursecuri sau biscuiți sau orice altceva. Asta a fost tot ce am luat de la Ikea, de la Jumbo și să vă arăt ce am luat și de la Pepco. Tot înainte de a începe criza am luat și astea lucrușoarele din Pepco. Am luat un borcan de faianță, de ceramică, în 3 culori. Mi-a plăcut foarte mult combinația asta de negru, gri și alb. Dar de fapt, după cum ați observat, asta este combinația mea preferată în ultima vreme, negru, gri și alb. Este un borcanel, l-am luat din sectorul de articole pentru baie. Eu însă vreau să îl țin în bucătărie și în el să îmi pun pliculețele cu zahăr vanilat și cu tot felul de alte mărunțișuri care arată dezordonat dacă nu le țin împreună, sau poate fi folosit chiar pentru zahăr, de ce nu? Are un capac de lemn și mi se pare că arată foarte drăguț. Cred că a fost 10 lei, 9 lei și ceva sau 10 lei a fost borcanelul acesta. O ramă am luat din Pepco. La Pepco sunt niște rame foarte ieftine, nu au o calitate extraordinară, dar pentru prețul la care sunt, asta de exemplu a fost 4,99 lei, 5 lei, și mi s-a părut atât de drăguță, este metalic, de fapt că este un plastic metalizat aici și acum cum am atâția nepoți și atâtea poze pe care trebuie să le așez prin casă, mi-a plăcut mult rama asta și de ce nu? Și tot din Pepco, pentru organizarea băii, pentru că și acolo am tot felul de lucrușoare pe care nu am cum să le pun mai, să arate mai bine, să arate mai ordonată baia, am luat coșul ăsta în care poți să arunci tot felul de chestii și o să fie undeva sus pe un raft, deci nu o să se vadă înăuntru ce este. În principiu aici o să pun mostrele pe care le primesc, am tot felul de mostre de cremă și travel size-uri și sunt din ce în ce mai multe și nu mai am unde să le țin, dar pe măsură ce le folosesc o să vi le arăt și vouă. Mi-a plăcut mult coșulețul acesta, a costat 14,99 lei, 15 lei. Este din textil, deci este chiar din sfoară, este împletit și este destul de mare, este încăpător. Arată bine, zic eu, așa mai natural. Acesta a fost filmulețul de astăzi, acestea au fost cumpărăturile mele pentru casă. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Urmează o perioadă în care probabil nu o să mai facem cumpărături sau dacă o să facem, o să facem cumpărături doar online. Eu o să încerc să mă abțin la mai cumpăra orice, nu vreau să mai cumpăr nimic deocamdată pentru că nu este momentul potrivit, dar până la urmă există lucruri de care avem nevoie și cumpărăturile online văd că merg în continuare.
Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și până data viitoare, să auzim numai de bine!